De cele mai multe ori, utilizatorii de internet cred că sunt în siguranță în mediul online, dar infractorii cibernetici profită de fiecare moment în care aceștia lasă garda jos. Anual, aproximativ 1 miliard de consumatori din întreaga lume sunt victime ale infracționalității cibernetice, suferind pagube estimate la peste 160 de miliarde de euro. Victimele infracționalității cibernetice sunt consumatori obișnuiți, care fie sunt acasă, la serviciu sau în mișcare, și folosesc mai multe dispozitive mobile cu acces la internet, dar nu cunosc nici măcar informațiile de bază cu privire la securitatea cibernetică. Înființat în 2011, Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică, CERTRO, este o structură independentă de expertiză și cercetare-dezvoltare în domeniul protecției infrastructurilor cibernetice, aflată în coordonarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale. Astfel, CERTRO, Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică, este organizat în baza unei hotărâri de guvern, 494, acum 8 ani de zile, în 2011, și deține capacitatea necesară în a preveni, a identifica și a reacționa în cazul incidentelor de securitate cibernetică. Practic, tipurile de servicii publice pe care le oferă CERTRO sunt cele de tip reactiv, cele de tip proactiv și servicii publice de consultanță. În categoria celor de tip proactiv se încadrează toate alertele și campaniile de conștientizare pe care le facem noi, se încadrează workshop-urile în care deja lumea este obișnuită să ia cunoștință cu noi tehnologii. Campaniile de tip reactiv sunt evident cele în care CERTRO singur sau în colaborare cu structuri similare intervine în cazul atacurilor cibernetice și alertează în același timp, sunt campanii de alertare asupra unor incidente în desfășurare care pot să-și extindă area de acoperire asupra altor subiecți. În categoriile serviciilor de tip consultanță, noi asigurăm o gamă largă de consultanță privind infrastructurile cibernetice, măsuri de protecție acestor infrastructuri și chiar auditări a sistemelor informatice atunci când este cazul. Mai nou, începând cu anul acesta, odată cu intrarea în vigoare a legislației naționale de transpunere a directivei europene privind un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor informatice la nivelul statelor membre a Uniunii Europene, CERTRO are noi atribuții și anume cea de autoritate competentă privind legea 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat a rețelelor informatice și cea de punct unic de contact privind structurile similare din țară și internaționale. O să vorbim despre infracțiunile din spațiul cibernetic și despre modul în care pot ele să amenințe un simplu cetățean. Dar până atunci aș vrea să-mi vorbiți despre pericolele din domeniul securității cibernetice atunci când ne referim la securitatea națională a unui stat, să ne referim la România sau la spațiul Uniunii Europene. Pericolele sunt foarte multe. Așa cum spuneam mai devreme, securitatea cibernetică este ca și infrastructura IT, este un domeniu deja orizontal prezent în toate celelalte domenii, astfel încât a specula vulnerabilități legate de infrastructura cibernetică, astfel de lucruri pot genera evenimente cu un impact major atât în cadrul economic cât și în cadrul social. Lupta împotriva unor astfel de incidente se desfășoară atât pe plan național cât și pe plan internațional, iar securitatea cibernetică, mie îmi place să spun că este un sport de echipă, astfel încât schimbul de informații și cooperarea în acest domeniu este unul esențial. O să vorbim de la ce înseamnă acest gen de infracțiuni pentru un simplu cetățean. Dar până atunci vreau să-mi explicați de ce este un pericol cybercrime, inclusiv pentru securitatea națională a unui stat. Răspunsul este evident, da, criminalitatea informatică este periculoasă atât pentru un stat, la nivelul unui stat, cât și la nivelul mai multor state. Este o luptă continuă împotriva criminalității informatice și acest lucru
este datorat de impactul pe care l-au astfel de acte asupra statelor, companiilor și administrației și cetățenilor. Însă, ce trebuie diferențiat aici, aș vrea să facem diferența între criminalitate informatică și securitate informatică. Criminalitatea informatică o reprezintă ansamblu faptelor incriminate de codul penal care se săvârșesc utilizând sisteme informatice sau se săvârșesc împotriva sistemelor informatice și toate aceste fapte sunt sub autoritatea organelor de cercetare penală. Securitatea informatică este în schimb totalul acțiunilor pe care le întreprinde o entitate în vederea asigurării confidențialității, integrității, disponibilității și non-repudierii datelor. Acest aspect este eminamente tehnic, iar competențele CERT-RO sunt în domeniul siguranței cibernetice. Trebuie să știm că nu toate incidentele de securitate cibernetică duc la criminalitate informatică. Tocmai de aceea, fiecare incident presupune o analiză și în măsura în care ne îndreptăm spre un act de criminalitate informatică, atunci demersurile se fac în continuare de către organele de cercetare penală. Care sunt cele mai frecvente modalități de comitere a infracțiunilor în mediul online? Cele, cel puțin, cu care v-ați confruntat voi de cele mai multe ori? Cele mai vizibile sunt atacurile de tip phishing. Aici, practic, atacatorii, printr-un mesaj fals transmis unei persoane, mesaj de tip e-mail sau și SMS, în care atașează un link malițios sau un atașament malițios, se folosește de aceste unelte pentru a căpăta acces la sistemul persoanei vizate. Odată căpătând acces la sistem, poate face diferite lucruri, de la extrage date până la a folosi sistemul infectat în comiterea unor atacuri ulterioare. Dar, de asemenea, vedem un trend destul de îngrijorător în atacurile de tip ransomware, care au căpătat o nouă dimensiune în ultimii ani, unde, începând cu atacurile WannaCry și NotPetya, unde au fost afectate zeci de mii de calculatoare la nivel mondial, infectând calculatoare din zona infrastructurii critice, de exemplu. Vedem tot mai mult astfel de atacuri și în România, unde, practic, atunci când o persoană cade victimă unui astfel de atac, sistemul este criptat, fișierele stocate pe sistem sunt criptate și este cerută o recompensă în vederea recăpătării fișierelor sau furnizării unei chei de decriptare pentru fișierele criptate. La nivelul Uniunii Europene, România este, din păcate, una dintre cele mai vulnerabile țări din acest punct de vedere. Iar ținând cont de riscuri, securitatea cibernetică trebuie să devină o prioritate și pentru țara noastră. Peste 25% dintre utilizatorii de internet din țara noastră se confruntă cel puțin o dată pe an cu incidente informatice, în vreme ce 75% din conexiunile de internet sunt vulnerabile în fața unor potențiale amenințări cibernetice. La nivelul Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică, putem spune că există o creștere a numărului de incidente de acest fel. Aceste incidente sunt transmise către noi pe diverse canale, în urma analizei pe care o avem, în momentul în care identificăm clar o infracțiune de acest gen, pornim campanii de alertare și oferim în același timp soluții pentru a fi evitate incidentele. Legat de studiu și de statistică, există un studiu publicat de Microsoft în 2018, studiul la nivel mondial, unde 63% dintre consumatorii de tehnologie reiese că au fost vizați de astfel de acțiuni frauduloase. Una din 5 persoane au continuat interacțiunea după contactul inițial cu
presupusa persoană care oferă suport tehnic, iar o persoană din 10 a suferit și pagube materiale în mod direct sau indirect. Cei expuși la astfel de pericole se află în gama de vârstă 24-37 de ani și mai putem remarca din acest studiu că Microsoft primește aproape 11.000 de sesizări de fraude cu suport tehnic fals venind din toată lumea. În România au fost semnalate un număr limitat, totuși, de astfel de cazuri. În majoritatea situațiilor, atacatorii au vizat persoane în vârstă care sunt susceptibile de a merge mai departe într-un astfel de înșelătorie. Poliția română apreciază că un procent de 10% din cei care au fost implicați în astfel de incidente au suferit și pagube materiale. Cum arată profilul unei persoane care comite infracțiuni de acest fel? Când ne gândim la un om care comite infracțiuni în mediul online, sunt specialiști foarte buni în domeniul IT, sunt oameni care pur și simplu au niște talente și abilități extraordinare și atunci reușesc să creeze tot felul de programe cu care ne pot păcăli? Aici putem depinde la ce fel de infracțiune ne referim. Pentru că domeniul este foarte vast și, cum vă spuneam mai devreme, de la persoane cu vârste foarte fragede, poate chiar și 18 ani, care pur și simplu studiază în mediul online, găsește diferite informații despre cum ar putea lansa un atac, și până la persoane foarte dedicate cu cunoștințe extrem de vaste în domeniul IT, care își folosesc aceste cunoștințe pentru a crea programe malițioase sau pentru a lansa atacuri complexe împotriva unor instituții sau, de ce nu, împotriva unor state. Pentru că se vorbește tot mai mult despre acest tip de amenințări sau atacuri sponsorizate statal, iarăși vorbim despre cu totul o altă dimensiune a acestui tip de infracțiuni. E greu să punem cumva un profil anume pe un infractor sau pe o persoană care comite infracțiuni informatice. Pentru cei care ne urmăresc, pentru oamenii interesați să se protejeze în mediul online, care sunt pericolele la care se expun? Este foarte important ca persoanele să conștientizeze importanța datelor stocate pe dispozitivele pe care le folosesc. Aici pericolele și poate cel mai mare pericol e pierderea integrală a datelor stocate pe un anumit dispozitiv. Aici vorbim date personale, documente personale, fotografii, documente contabile și așa mai departe. De aceea e foarte important ca oamenii și cetățenii români să conștientizeze faptul că trebuie să-și protejeze sistemele informatice. Trebuie să învețe să navigheze pe internet într-un mod cât mai sigur. Chiar dacă de multe ori este o povară sau un element care este desconsiderat de unele persoane, trebuie să acorde un pic mai mult timp și atenție pentru a preveni unele atacuri informatice și de aici și pierderea informațiilor importante pentru ei. La ce trebuie să fim atenți ca să ne protejăm sistemele informatice pe care le folosim, conturile personale, datele bancare? Care sunt lucrurile care ar trebui să ne atragă atenția cu privire la legitimitatea unui site? Da, sau la legitimitatea unui site? Păi, în primul rând, trebuie să avem o conexiune HTTPS în cadrul începutului de adresă de domeniu. Dacă nu este HTTPS, de obicei nu este o legătură sigură.
Haideți să vă dau un exemplu. De exemplu, am primit un incident de la o entitate, un domeniu românesc face phishing către un serviciu de streaming. Este o aplicație pe care foarte mulți români folosesc. Da, exact, exact. Phishing însemnând că li se cer niște date de logare pe site-ul nelegitim, care copiază acel site original, și clientul care nu este avizat își bagă credențialele. Ideea este că cei din spatele acestui site nelegitim poate să obțină foarte ușor credențialele respectivilor și face și să facă diferite... Trebuie să menționăm că pentru a te loga pe site-ul menționat, trebuie să-ți creezi un cont unde ți introduci adresa de e-mail, datele bancare, clar, de unde practic... Clar, ți se ia abonamentul. Exact. Da? Deci ca să vedem cu ce ne vulnerabilizăm. Da, clar. Deci îți dai niște date personale care nu ar trebui să le afle oricine. Ar trebui să fie doar legătura ta cu serviciul respectiv. Ce ar trebui să ne atragă atenția încă din momentul în care primim acel e-mail? Un site oficial, legitim, nu o să-ți ceară niciodată printr-un e-mail să-ți divulgi credențialele, să te autentifici, să-ți schimbi parola, să-ți dai datele reale, decât prin cadrul acelei platforme, deci nu printr-un e-mail. Dacă primi într-un e-mail asemenea cerere, înseamnă că este ceva malițios și nu este bine să facem, să dăm curs. Care ar fi pasul următor pe care ar trebui să-l facă o persoană care primește un e-mail de acest gen pe calculatorul personal? Păi, pasul ar fi în primul rând să nu dea curs acestei încercări. Ar fi bine să se ducă pe site-ul legitim al aplicației despre care este vorba mea și să vadă dacă chiar e nevoie să facă aceste lucruri, să-și prospăteze date personale, credențiale sau altceva, sau chiar să schimbe parola și autentificare chiar în doi pași, dacă se poate prin SMS al doilea pas telefon. Pentru că ați vorbit de parole, cât de des este indicat să schimbăm aceste parole și e ok să le comunicăm și altor persoane sau este un element foarte important de securitate individuală? Clar asta, ceea ce a spus este foarte verosimil. Parolele se schimbă în funcție de complexitatea serviciului în care le folosești, 3-6 luni, depinde, acum fiecare poate să-și le schimbe și lunar, de câte ori dorește. E bine dacă serviciul respectiv poate să facă și autentificare în doi pași, adică să primească încă un grad de securitate printr-un SMS pe telefonul propriu și tu să dai accesul din acel cod care primești pe telefon mai departe și atunci clar nu o să poată să-ți intercepteze cineva SMS-ul primit, să se autentifice în locul tău. În fața amenințărilor cibernetice, România a făcut deja pași în acest sens și prin eforturile specialiștilor din cadrul Poliției Române și ai Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică, CERT-RO, vom avea o îmbunătățire a serviciilor naționale de securitate cibernetică. Practic, cum se derulează un astfel de incident? Un individ care pretinde că oferă suport tehnic ia legătura telefonic, de cele mai multe ori pe telefonul fix, cu persoane mai puțin familiarizate cu domeniul suportului tehnic, mai puțin familiarizate cu spațiul cibernetic și cu măsurile de protecție și pretinzând că sistemul deținut are o nevoie de suport tehnic, trebuie actualizat sau chiar este infectat și presupusa persoană va derula acțiuni pentru a înlătura pericolul, îi se cere să instaleze o aplicație din categoria Remote Desktop Client, ceea ce înseamnă că această aplicație va permite accesul din exterior pe calculatorul subiectului. În momentul în care se instalează această aplicație, practic toate resursele sistemului pot fi controlate de la distanță de atacator și ținta este de obicei cardul bancar, datele legate de cardul bancar. De multe ori este pretinsă inclusiv o plata unei taxe pentru serviciile suport asigurate. Un fel de răscumpărare. Exact. Ce facem dacă
din păcate, suntem victimele unei infracțiuni în mediul virtual. Dacă, din păcate, suntem deja victimele unui astfel de incident în mediul virtual, în primul rând anunțăm banca pentru a limita accesul la contul bancar și a schimba credențialele de acces la card. Apoi anunțăm poliția pentru a deschide un dosar în această speță și ne adresăm Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică pentru a identifica tipul de incident și a porni o campanie de alertare pentru cei care pot să ajungă în astfel de situații. Care sunt cele mai bune soluții pentru a ne proteja datele? În primul rând, e nevoie de un sistem actualizat, unde sistemul de operare, aplicațiile să aibă toate update-urile, să aibă licențele necesare și așa mai departe. Apoi, important ca fiecare sistem să ruleze o soluție antivirus, cât mai updatată de asemenea. E foarte important ca persoanele să nu dea, sau utilizatorii de internet, să nu dea curs unor mesaje nesolicitate de tip spam, să nu acceseze link-uri din astfel de mesaje și, de asemenea, să nu descarce atașamente despre a căror proveniență nu sunt siguri. Care ar fi cele mai importante recomandări pe care le-ați transmite? Puteți să o faceți acum prin intermediul nostru. Expunerea în mediul online deci este foarte mare și atunci o educație în acest domeniu, care să înceapă de la vârste cât mai fragede, este recomandată. Continuăm cu conștientizarea faptului că trebuie să folosim programe licențiate, să apelăm la suport tehnic de câte ori este cazul, la un suport tehnic de specialitate real, să actualizăm informațiile pe care le avem, să urmărim actualizările de securizare, pentru că de multe ori vulnerabilitățile apar în urma unor actualizări ale sistemelor informatice și cu repercursiuni spre o gamă de aplicații care sunt deja instalate. În general, se adreseze de fiecare dată când au o problemă specialiștilor care îi pot îndruma într-un mod profesionist spre rezolvarea situației.